Un bărbat a reușit să devină extrem de popular după ce o parte din fostele iubite și-au făcut apariția la nunta lui, unde au protestat față de modul în care el tratează femeile, amenințând în același timp că îl vor distruge. Mirele spune că a fost șocat atunci când a dat ochii la nunta lui cu 6 dintre fostele sale iubite, care au afișat un banner pe care au scris: "Suntem fostele iubite ale lui Ken, astăzi te vom distruge." Într-un clip filmat în timpul nunții, femeile stau tăcute în mijlocul unei alei, ținând în mâini bannerul roșu. Protestul lor a atras atenția unor nuntași care s-au dus să le întrebe ce se întâmplă. "M-a pus într-o situație foarte neplăcută. Am și avut o ceartă pe tema asta cu proaspăta mea soție," a declarat Ken pentru o sursă locală după incident. Protestul neașteptat a avut darul să o înfurie pe mireasă, dar și părinții acestea au fost nemulțumiți și au cerut explicații lui Ken. Pe de altă parte, bărbatul a spus că nu are motive să fie supărat pe cele 6 femei și a recunoscut că a fost un iubit rău în trecut. "Eram imatur, eram mai tânăr și am rănit multe fete," a mărturisit el. Ken nu a dat detalii despre modul în care au decurs relațiile trecute, dar a spus că regretă sincer modul în care s-a comportat și a sfătuit pe alți bărbați să fie atenți la modul în care își tratează partenerele. "Trebuie să fii loial iubitei tale, să nu o înșeli," a mai spus Ken. Clipul video și știrile despre incident au devenit virale și cei mai mulți utilizatori nu au avut niciun pic de înțelegere pentru Ken, pe care l-au criticat aspru. Mulți sunt de părere că proaspăta lui soție ar fi trebuit să divorțeze imediat de el, relatează mesajul.ro.